4 metri. Circulam dinspre Lugojului către Umeteu. Domnul victima cu Passat-ul a vrut să vireze stânga să intre pe poarta spitalului. A fost lovit din spate de Hyundai-ul Tucson de doamna. Și a fost proiectat în camionul de pe contrasens. Din camionul de pe contrasens, sub mine. Aia a fost tot. Fără gram de frână, fără nimic, a intrat... Eu eram oprit pe loc, deja i-am văzut că se lovesc și fac popice, eram pe loc. Și am așteptat să văd ce face și a ajuns sub mine. Detașamentul de pompieri Timișoara a intervenit pentru descarcerarea unei persoane implicată într-un accident rutier cu două autocamioane și două autovehicule de mici dimensiuni. Patru persoane implicate în total. S-a intervenit pentru descarcerarea acesteia. A fost predată ambulanței și transportată de urgență la spital. Imediat ce am aflat de accident, a fost anunțat și de colegii noștri de la pneumologie că e vorba de un accident în fața spitalului. Împreună cu colegii de pe terapie intensivă am mers la fața locului să vedem ce se întâmplă. Am ajutat pompierii ce erau la fața locului de la Smurd să scoată victima din mașină, fiindcă era încarcerată. Și ulterior am evaluat victima și am decis că este necesară manevra de intubație, deoarece era în insuficiență respiratorie.